Gabi să trăiască, Gabi să trăiască, la mulți ani! Acum aplaudăm tare, să ne audă toată strada! Este o zi de duminică, suntem în satul Cania, iar misiunea noastră este de a-l felicita pe Gabriel cu ziua lui de naștere, dar și cu ziua onomastică, căci astăzi este Sfântul Mihail și Gabriel. Gabi, nici nu știi ce te așteaptă. Am un băiețel frumos, ca soarele luminos, el e universul meu. El mi-aduce fericire, e cea mai mare iubire, și-l iubesc că e îngerașul meu. Am un băiețel frumos, ca soarele luminos, el e universul meu. El mi-aduce fericire, e cea mai mare iubire. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Mă bucur să vă zâmbetele pe chipurile voastre frumoase. Mulți copii, multă lume adunată astăzi aici. Dar oare de ce? Ne puteți spune motivul? E ziua lui Gabi. Într-adevăr este ziua lui Gabriel. Este ziua unui cavalier, a unui prinț, a unui tânăr, a unui pățănaș pe nume Gabriel. Așa că mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, la mulți ani. Gabi să trăiască, Gabi să trăiască, la mulți ani. Acum aplaudăm tare, să ne audă toată strada. Gabriel, te salut cu drag, cu respect. Numele meu este Iulian. Astăzi, pe lângă faptul că sărbătorești ziua de naștere, este și ziua numelui. Este ziua onomastică, căci e Sfântul Mihail și Gabriel. Te felicităm cu această sărbătoare. 2 în 1, ești norocos, ești fericit, cred. Fie ca această sărbătoare sfântă să aducă în inima ta doar fericire, bucurie și multă bună dispoziție. În viața ta, lipsită de griji și nevoi, astăzi a intervenit o nouă vârstă, și anume 12 ani. Parcă mai ieri aveai biberon, stăteai în leagăn, te jucai în nisip, iar astăzi deja ai 12 ani. Ești un băiat talentat, ești capabil de foarte multe lucruri, așa că îți dorim ca în viața ta să fie multe culori, viața să ție ca un curcubeu și să ai foarte mult succes. La mulți ani, fii fericit și ai încredere în propriile tale forțe. La mulți ani! 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 La multă bucurie, Gabriel, și la mulți ani, 12 ani astăzi ai împlinit, iar cea sau cel sau cei care stau în spatele surprizei astăzi au dorit să-ți dăruiască un zâmbet pe buze prin intermediul multor cadouri. Acestor frumos, delicios și cam greu este pentru tine. Poftă! Aplauze, aplauze, aplauze! Gabi, este ziua ta de naștere, ai împlinit 12 ani, așa cum am spus și mai devreme, așa, baloanele nu au avut cum să lipsească de pe ordinea zilei. Pentru tine, astăzi, avem în dar foarte multe baloane, un set format din cifra 12, culoare albastră, o culoare frumoasă, și câteva baloane care îl însuțesc. La mulți ani, cum nu mai îngrijă. La mulți ani încă o dată și aplauze. La mulți! Viața ta să fie foarte dulce, dulce, asemeni acestui tort, pe care o să-l savrez un pic mai târziu, dar și asemenea acestor dulciuri, ciocolate, bomboane, toate, toate pentru tine. Mulțumesc, o spus, eu am auzit. Gabriel, pentru a crește mare, sănătos, voinic și un bărbat puternic, ai nevoie de o alimentație sănătoasă și de mult sport. Sport nu știm dacă faci, dar pentru a te asigura cu alimente sănătoase, ți-am adus multe vitamine, multe fructe. Poftim!
Iar voi ce trebuie să faceți? Nu știm dacă ai vreo presupunere despre persoanele care se ascund în spatele surprizei, însă un lucru este evident și este adevărat. Ei te iubesc foarte mult și astăzi, chiar dacă o parte din ei nu îți sunt alături, te iubesc foarte mult și te îmbrățișează din depărtare o persoană, iar altă persoană stă acum alături. Este vorba de fratele tău, Dan, care mereu te sprijină, te ajută cu sfatul, și de mama ta, de doamna Tatiana, care ți-au pregătit o nastră de portret și abia așteaptă să-l atârni undeva în camera ta. Aplauze! Sperăm că îți place, este mai mare decât tine, dar o să pierzi timpul. Astăzi, la ai tăi 12 ani împliniți, îți dorim ca în viață să împlinești doar lucruri extraordinare, să mergi înainte indiferent de situație, cu capul sus, cu zâmbetul pe buze, ea zâmbește, altceva. Și să faci față tuturor greutăților, pentru că poți, ești curajos, ești puternic, da? Da, la mulți ani, după toate aceste urări de bine, după cadouri, după emoții, după ce inimioara ta cam bate așa pe ușor, trebuie să asculti și un mesaj de felicitare din partea celorlalți. Trecut au 12 ani, trecută a 12-a toamnă. Îți spun sincer la mulți ani, copilul meu iubit, deja Flăcău, eu îți urez tot ce e mai bun în lume, un ocean de sănătate și mult succes și realizări din cele mai frumoase. Să știi că ești totul pentru mine. Aștept cu nerăbdare acea zi ca să vină, să te pot în brațe strânge, să te sărut și să-ți spun ce mult mi-ai lipsit. Eu voi veni cu mine, dar tu să fii cu minte, să fii ascultător oriunde și oricând. Te pup și mi-este dor pe celul meu iubit. Eu și al tău frate Dan, alături îți vom fi ca să te ajutăm și la bine și la greu. Să ai o copilărie fericită și plină de surprize frumoase și neașteptate, care de fapt face parte cea de azi. Este un mic cadou din partea mea și a fratelui, dar cel mai mare și mai scump cadou ești chiar tu. Viața mea, ești tot ce am mai drag și încă o dată, un sincer, la mulțumesc. Te pup și te îmbrățișez strâns, mi-e dor și îmi lipsești enorm, dar încă puțin și vin. Și cât faci era să uit, încă o sărbătoare este astăzi, te felicităm cu onomastica, adică ziua numele, cu Sfântul Arhanghel, Gavril și Mihail. Să te călăuzească și să te păzească de toate relele pe drumul vieții. Te pup cu drag și dor, scumpul meu fecior, mama și fratele tău. Mama este departe, dar fratele o să te salută cu un noroc bărbătesc și o îmbrățișare. Cam aceasta a fost surpriza noastră. Gabriel, sperăm că te-am impresionat. Nu știm dacă te-ai așteptat, însă, doamna Tatiana, așteaptă și un mesaj de mulțumire. Mulțumesc tuturor care au făcut acest cadou și mi-e mamă și pe tine, doamna. Acum, și tot ce fac pentru tine, să-ți fie ție în viață bine, să-l ai tot ce-ți dorești, copile. Băiatul meu, îmi dai putere, trandafirul vieții mele, te privești și uit orice durere. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.